Casa Județeană de Pensii Dolj este constrânsă să rămână drept chiriaș în sediul pierdut în instanță și trebuie să aștepte ca municipalitatea să construiască altă clădire unde să se mute Policlinica Filantropia. Noi deocamdată ne desfășurăm activitatea, așa cum bine știți, într-o clădire închiriată, deci o clădire care a fost revendicată de vechii proprietari și câștigată în instanță prin hotărâre definitivă și irrevocabilă încă din anul 2012 la Înalta Curte de Casație și Justiție. Desigur, dar în același timp, da. Casa Județeană de Pensii, da, are propriul sediu. Are sediul în care funcționează acum Policlinica Filantropia și, din câte știu, deja s-au demarat lucrările pentru a se construi un alt spital, deci primăria, Consiliul Local au alocat fonduri și vor reuși probabil să se mute la sfârșitul anului sau probabil în 2017. Până atunci, Casa Județeană de Pensii va funcționa în vechea locație de pe strada Mihail Cogălnicianu, unde chiria a ajuns de două ori mai mare față de anul trecut. Proprietarul clădirii în care își desfășoară acum sediul Casa Județeană de Pensii v-a mărit chiria. Da, dar nu este o problemă, zic eu, pentru bugetul casei de pensii, atâta timp cât am găsit înțelegere de la autoritățile locale și, practic, cei de la Policlinica Filantropia achită contravaloarea acestei chirii. Cât este chiria pe o lună de zile actualmente? Am senzația că a fost negociat acest contract la sfârșitul anului trecut, dacă nu mă înșel, undeva la 25.000 de lei. Chiar dacă mâine Casa Județeană de Pensii ar avea posibilitatea să se mute în sediul câștigat de ea în instanță, nu ar putea să o facă, deoarece are nevoie de timp pentru amenajare și pentru mutarea zecilor de mii de dosare.